Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Pentru că suntem un număr de 14 consilieri prezenți și 3 în online, declar ședința deschisă. Avem număr de 5 cereri care la câteva cetățeni care vor să fie prezent la această ședință. Îi chiar acum unde e, supunem la urmă. Doresc să participe la punctul 8 de pe ordinea de zi. Deci, supunem la vot prima dată, dacă sunteți de acord ca cei 5 cetățeni să participe la ședință. La toată ședința sau la... La dacă face ceva la toate, nu e o problemă. O să da. Cine este de la ședință? Ședința este... Poate, domnul cu prima dată, nu poate atât de terminăm. Cineva a venit să acolo numai la punctul 8. Eu cum cu 8 nu trebuie de la ședință. Deci, până la urmă, rămâne pentru punctul 8 sau pentru toată ședința? Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea cuplului ședințului de ședințe pentru luna martie 2024. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu de Ocna pentru ședința AGA a acționarilor la compania de regie APA ESA din data de 28-29-2024. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea directă în stație publică a unor spații din imobilul care funcționează Colegiul Național Costache Negri, situat în orașul Târgu Ocna, strada Costache Negri, numărul 39, județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea delimitării zonei de regenerare urbană în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de servitute legale și de superficie în favoarea societății Compet ESA România. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului pentru stabilirea valorii chiriei pentru locuințele situate în blocurile construite prin programul ANL aprobat prin HCL 120 din 2021. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurii de concesionare a unei suprafețe de teren din orașul județul Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Progresului din orașul Târgu Ocna, județul Bacău, în strada Masa Reginei Maria. Acest proiect este inițiat de domnul consilier Măciucă, celelalte toate sunt inițiate de domnul primar al orașului Târgu Ocna. Și punctul 10. Întrebări, interpretare, răspunsuri. Înainte de aprobare, eu, domnul primar, vrea să vă anunțe. Punctul 8 de pe ordinea de zi privind acordul de principiu al Consiliului Local privind demararea procedurii de suprafețe de teren de Ocna, pentru că sunt mai multe puncte de vedere și au avut mai multe discuții în cadrul proprietarilor din acel spațiu, o să retragem punctul de pe ordinea de zi și o să-l analizăm încă o dată ulterior. Mulțumesc! Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? În majoritate,
Suntem de acord. Dau cuvântul doamnei secretar pentru acete... Pe adresele de mail au fost transmise procesele verbale întocmite la ședința Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2024 și la ședința din 12 februarie 2024. Vă rog să comunicați dacă aveți observații, completări, modificări la procesul verbal în la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 ianuarie. Dacă nu, supun aprobării, cine este pentru? Abțineri? Eu mă abțin. Eu nu consider mă abțineri. Cum menționam că procesele verbale nu reflectă mot-a-mot ce s-a discutat în ședință. Știți foarte bine că, potrivit prevederilor codului administrativ, procesul verbal este o sinteză a dezbaterilor ședințelor. Încercăm să scriem cât mai detaliat posibil, dar fiind o sinteză, nu putem cuprinde chiar tot. Supun atenție dumneavoastră procesul verbal inițial la ședința ordinară a Consiliului Localitatea de 12 februarie. Observații? Completări? Dacă nu supun aprobare, cine este pentru? Abține? Cu aceeași. Nu abținere? Împotrivă? Cele două procesuri verbale au fost aprobate. Mulțumesc frumos! Începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea proiectului președintelui de ședință pentru luna martie 2024. Alegerile comisiei? Comisia politică a vis favorabil cu unanimitate de vot. Sunt discuții? Dacă nu supun la vot, pentru... Cine va fi președinte? Pentru... Următorul este domnul Bucuroi. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința AGA acționarilor la regia APĂ ESA Bacău din data de 28-29-2024. Avem comisia juridică avize? Comisia juridică a avizat nefavorabil 3 voturi pentru, 3 abține și un vot împotrivă. Dacă sunt discuții, vă rog. Da, în două puncte am. Azi am 29. Nu cred că Consiliul Local poate să dea un mandat pe domnul primar cu 28, în primul rând. În 28 a fost ieri. Nu putem aviz să voteze ceva care o ședință care a trecut. De 28-29. Da, proiectul de hotărâre, dacă v-a ascultat cu atenție, pe material de ședință... Pe convocator. Pe convocator, pe material de ședință, a văzut că a fost colectată data și a fost lăsată doar data de 29. Și cred că la ora asta s-a închis și ședința, pe 29. Știți foarte bine că cei de la CRAP și ADIP și ADIS convoacă ședințele într-o dată și apoi le reconvoacă în următoarea dată dacă nu se întâlnește cuorumul. E posibil că această hotărâre să nu mai fie necesară, dar suntem datori să o supunem aprobării dumneavoastră. Și nu este normal ca să punem 5 puncte de vedere, să punem pe toate da. Cred că domnul primar poate să asume ce se votează de Consiliu, mai ales în situația în care noi aprobăm măreri de indemnizație pentru unul din director. Și așa este 15 de cu cotocanul. Domnul primar, da, suntem. Da, mulțumesc. Poate rugați, domnul primar, să ne mai scadă un pic dețul la... Sau, mă rog, să nu mai crea să orice nasul. Haideți să intrăm un pic în... și să analizăm un tip proiectul de hotărâre. Așa cum este el scris și nu cum a fost lansat pe ordinea de zi, într-adevăr, cu acea dată de 28. Proiectul de hotărâre are un titlu care înseamnă proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor SECE Compania Regională de Apă, convocată în data de 29.02.2024, conform documentației care este. Astăzi este 29. Deci noi adoptăm astăzi, supune spre adoptare acest proiect. El va fi adoptat într-o formă sau alta și noi vom comunica astăzi cu data de astăzi la Compania Regională de Apă. Nu este problema noastră la ce ora și-au convocat dumneavoastră ședința de adunare generală. În ceea ce privește materialul,
Am mai spus-o și vreau să-i reamintesc domnului consilier local, domnul Barna, că materialele sunt într-o procedură și într-un algoritm în care compania regională de apă solicită tuturor acționarilor, iar Târgu Ocna este un acționar cu 0,000 nu știu cât în perioadă acțiuni, un mandat pentru un material pe care le impune atașat. Și atunci, eu ca executiv nu pot să vin cu varianta de negație, pentru că nu avem nicio competență în a schimba noi documentația care ne-a fost transmisă. Noi venim cu propunerea și de-aia este cu mandatul, pentru că așa vine și documentația, iar dumneavoastră, ca și consilier local și ca rol de decizional, puteți să hotărâți dacă susțineți în forma prezentată sau dacă există un amendament într-o altă formă sau este respins așa cum este prezentat. Nu avem multe opțiuni. Ceea ce propune domnul Cristi Barna este o opinie a dumneavoastră, dar nu este implementată juridic. Mulțumesc! Dacă voi să discutim, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă, domnul consilier Ciucă. Aș vrea să menționez cu mențiunea că nu pot delega în ședința CRAB pe cineva care nu apără interesele orașului Târgu Ocna. Apa este scumpă, canalizarea deversează, vorbesc eu, canalizarea deversează într-o duș, da? Și pierderile la apă sunt de 60%. Nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Mulțumesc, puteți vorbi, domnule. Salut, dar dumneavoastră, vorbim domnul consilier. Abține, vă rog frumos. Și haideți să discutăm materialul de pe ordinea de zi. Aici nu face parte și nici nu analizăm noi acum prețul la apă sau prețul la celelalte servicii, ci noi avem de analizat un proiect de hotărâre care cuprinde cu totul altceva. Restul este o politică pe care o face dumneavoastră ieftină. Da, da, da. O face dumneavoastră scumpă. Nu o face noi. Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mai aveți ceva? Nu, mulțumesc. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din imobilul în care funcționează Colegiul Național Costache Negrii, situat în orașul Târgu Ocna, strada Costache Negrii, numărul 39, județul Bacău. Avizele a comisiei? Da, comisia a avizat favorabil în anumitate. Urbanismul? Aviz favorabil în anumitate. Aviz favorabil în anumitate. Dacă sunt discuții, vă rog. Puteți spune că nu am fost. Se dorește din partea Colegiului Național, așa cum a fost și procedura de la școala numărul 1, pe un anumit spațiu, o structură, o entitate autorizată și avizată, să facă acolo cursuri de specialitate, chemie, activități în afara procedurilor școlare. Și procedural, da, dar în afara curriculei și așa e mecanismul de a ne însuși noi printr-un proiect de hotărâre și organizarea licitației. Mai sunt discuții? Pentru acest material trebuie să nominalizați doi membri Consiliul Fran, pentru a face parte din Comisia de Evaluare, vă rog, pentru membru titular. Vă rog să faceți propuneri. Păi n-am spus că cei care au fost, încercăm, că erau școala 1, erau discuții de principiu. Să rămână așa la timp. Da, fiecare proiect de hotărâre trebuie să menționez aici. Îl propun pe domnul Drăgănuță. Da. Și votăm proiectul după ce s-a da. Da. Și pentru membru suplean? Îți facem un buletin de vot. Pentru membru? Suplean. Dacă nu mai se propune, pentru membru titular. Cine a fost suplean? Sau cine este? Robert. Robert, da. Domnul Paraschivi, propun. Ok. Da. Mă rog să pregătesc eu cum de vot și mă întorc câteva minute. Mulțumesc.
Rog comisia de numărare să vină să facă. S-a spus că pe Excel-ul ceva și mai ușor dacă sunt altfel exprimările în vot, știți? Se exact să vă să dacă aveți, nu? Da. Nu mă vedeți, există o să fie vot. Al treia a venit de vot. Al patrulea cu mențiune de da pentru ambii candidați, al cincilea la fel, da și da. Următorul buletin de vot, aceleași opțiuni, la fel și aici, pentru ambii candidați, s-au votat cu da, pentru ambii candidați, s-au votat cu da, pentru ambii candidați, s-au votat cu da, pentru ambii candidați, da, tot da, același vot, da, de că o să intre în turul 2 aici. Da? E eu nu văd. Același vot exprimat pe ala. Mă doare, mă doare în turul 2. Supun la vot cu cele două propuneri. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În majoritatea proiectul a trecut. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare a unor bunuri care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Avizele comisiilor? Comisia de urbanism disfavorabilă la unanimitate de vot. Comisia de urbanism disfavorabilă la unanimitate. Comisia economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru din 5 exprimate. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea delimitării zonei de regenerare urbană în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Avizie comisia... Comisia juridică aviz favorabil 6 voturi pentru, un vot împotrivă, domnul consilier Mociucă. Comisia de urbanism aviz favorabil la unanimitate. Comisia economică aviz favorabil cu 5 voturi pentru din 5 exprimate. Dacă sunt discuții, vă rog. Zona care este de limitare? De regenerare. Pe toată supra față orașului. Că întreg orașul are statut de stațiune turistică și de interes național și balneoclimatică. Aici sunt puține localități, municipii, orașe sau comune, care au și statut de stațiune turistică, fiind interes național pe legislația turismului sau pe stațiune balneară pe legislația Ministerului Sănătății și care au delimitat întreaga zonă, ca și zonă pe partea de balneologie sau de turism. Sunt localități care au localitatea componentă rezidențială, are un spațiu bine delimitat, iar zona turistică sau zona balneară este un alt spațiu. Și atunci, pentru
Da, pentru că acest material va face parte componentă din întreaga documentație cu strategia integrată de dezvoltare locală pe care am aprobat-o lunile trecute și ea va fi acel document, Constituție, pentru viitoarele proiecte. Și atunci să nu blocăm acum, delimităm o zonă stabilită astăzi. Pe toată suprafața orașului să putem face și accesa proiecte cu finanțare europeană sau alte tipuri de proiecte pe partea de balneologie sau pe partea de dezvoltare turistic sau de infrastructură, tot ce înseamnă finanțare. Mai sunt discuții, vă rog? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Cineva împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unei drepte de servitute legală și de superficie în favoarea societății Compet S.A. România. Avize Comisia... Comisia Juridică, aviz favorabil 5 voturi pentru 2, abțineri, domnul Barna și domnul Duarte. Comisia de urbanism, aviz favorabil în unanimitate. Comisia Economică, aviz favorabil 4 voturi pentru și o abținere. Dacă sunt discuții, vă rog. Domnul Barna, vă rog. Da, aici vreau și noi și explicația. Acum, întrebam. În drept de servitute legală Competului, în situația în care noi, la 31 decembrie 2023, proiectul va fi închis. Dar n-a după? Nu am nicio treabă cu cealaltă. Cu coeviția de parc program? Da. Acum. Haideți să vedem un pic proiectul de hotărâre. Ce spune? Da, valorificare turistică și hotărâzat. Valorificare turistică. Noi suntem la Compet. Da. Da. Punctul 6. Punctul 6. Și ce spune? Drept de servitute legală pentru accesul la rețeaua Compet, care este o conductă care vine de la România și traversează localitățile de Valea Trotușului și merge mai departe spre Onești. Da. Și implementarea e că noi, ca și proprietar de teren, este o conductă dezafectată, e foarte clar în materialul ăsta. Și trebuie să permite ca proprietarul conductei să poată interveni la ea dacă apare o problemă sau dacă va ajunge la situația să o caseze, să o scoată și... Dacă nu-i dăm dreptul ăsta și îl blocăm și apare acolo o problemă, el cum să apară, cum să introducă? Am avut și în alte luni când am dat drept de servitute sau superficii pentru rețelele de electrice, de gaze. Și legea se întreabă. Cine ne obligă? Nu poți să blochezi. Pentru că reglementările au apărut ulterior, conductele au o vechime foarte veche, când era statul român în integralitatea sa și atunci nu se punea problema de patrimoniu și de drept de proprietate. Atunci se trasau conductele, se făceau lucrările, acum fiecare reglementându-și situația patrimonială, trebuie ca și proprietar, orașul de Buna, să permită acest lucru. Asta nu înseamnă că ei pot interveni pe terenul nostru? Nu, pe ce am intervenit, dar avem un contract, acord draft cadru, în care sunt niște reglementări ce trebuie să facă, să aducă la starea inițială, să nu blocheze activitatea celorlalte funcționalități din zona respectivă. Nu mă confundez și mai sunt discuții, vă rog? Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Da. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului pentru stabilirea valorii chirii pentru locuințele situate în blocurile Amnelei. Aprobat prin HCL 120 din 2021. Comisia Juridică. Aviz favorabil în unanimitate de vot. Da. Comisia Economică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Dacă sunt discuții, vă rog. Vă rog. Aș vrea ca pe viitor acele probleme care privesc o anumită categorie de cetățeni, în cazul nostru cei de la blocuri ANRE, să fie postat așa la vizie tot materialul de ședință. Să știe și ce se discută, ce se întâmplă, ce hotărâri se iau. Nu luăm noi o hotărâre în numele lor, da? Și pe urmă să vedem că
am votat cum au fost materialele de ședință, să zic așa, între ghilimele. Asta e tot. De ce v-am spus ca materialele de ședință toate, în integralitate, să fie la minte, n-am zis nimic la ceva. Domnul consilier, haideți să reformulați ceea ce spune ea noastră. Deci noi dezbatem un material de ședință care a fost pus public, iar proprietarul este Agenția Națională de Locuințe, noi suntem utilizatori, iar potențiale sau actuali beneficiari a acelor spații sunt tinerii din orașul Târgu Ocna. Păi, regulamentul cadru privind stabilirea valorii chiriei este un document care se bazează pe această ordonanță și după adoptarea lui, el va fi făcut public. Păi, noi nu putem să venim aici și să schimbăm regulile jocului că dorește... Dar nu ce cine să știe ce se întâmplă. Asta păi, dar cine dorește să fie informat, ordinea de zi este publică, există site, există transmisia în direct. Material de ședință nu sunt puse pe site-ul. Bine, domnul consilier. Dumneavoastră, poate, la dumneavoastră... Nu am înțeles. Pentru că este și foarte greu să le afișăm pe una vizie. La vizie este doar ordinea de zi. Iar pe sală, ca secțiunea proiectului hotărâre, trebuie să le găsim toate acestea. Toate sunt acolo. Dar văd că după două mandate încă nu reușiți să țineți pasul cu demnitatea unui consilier local. Vă rog, domnul Trăgăuță. Da, absolut. Având în vedere că materialele sunt prezentate pe site-ul primării, că există vizier, dacă aș respecta regula pe care o cere domnul consilier v-am încercat, noi avem destule proiecte de hotărâre care privesc întreaga comunitate. Asta înseamnă că noi să facem prima vizier, să o afișăm la fiecare cetățean acasă. Nu, asta la vizier, dar sunt publice pe site și în... Nu zic că sunt suficiente, da. Da, să vă așa ca să imagine că am făcut un anumit sector sau la altă. Da, mulțumim. Dacă mai e cineva care vrea să intervină, vă rog. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind hotărârea privind schimbarea denumirii străzii Progresului din orașul Târgu Ocna, județul Bacău, în strada Masa Reginei Maria. Comisia juridică. Comisia juridică a fost favorabilă. În unanimitate. Comisia de Urbanism s-a zis favorabil cu majoritatea. Comisia economică a zis nefavorabil cu un vot pentru și 4 abțineri. Mulțumim. Discuții, vă rog. Supunem la vot? Nu, nu mai fost. Dar la ora între... Mai fost în mandă... Dacă ce mai fost, că a fost un vot politic și nu... Dar vreau să dacă unul... Vă rog, mi se pare normal... Dar este o inițiativă, dacă e vorba de pentru noi, sunt de cred. Vă rog frumos! Da. Se pare o inițiativă bună. Pentru că un pic de istorie, care este pusă în valoare, și cred că trebuie câștigat și turistic și istoric. Da. În punctul meu de vedere, susțin proiectul ăsta. Dacă nu este cineva, vă rog? Da, cetățenii care au stat locuiesc pe strada aia, au fost informați, să aveți comisie. Da, știu de data trecută. Sunt de acord. E și o problemă, că va genera niște schimbări. De acord, că s-au generat și de alte străzi și au fost... Nu, nu, nu. Eu am întrebat dacă ei doresc. Dorele a fost pus dezbatere publice. Da, proiect de hotărâre de genul schimbării de numire unei străzi. După ce urmează toată procedura de dezbatere și în procedura, până la procedura de dezbatere, se obțin toate avizile de la instituții de abilitate, el este adoptat și toți proprietarii care locuiesc acolo, actele de stare civilă sau de identificare a proprietății rămân valabile până la expirarea perioadei lor. La expirare, la reînnoire, fără alte costuri, se înscriu pe noua denumire. Dacă un locuitor are nevoie de un act administrativ în perioada de valabilitate, solicită și îi se schimbă conform procedurilor legale, la fel gratuit. Nu, eu întrebam... Da. Așa se procedură. Când a fost în dezbatere publică, dacă ei au fost... Sunt trei proprietăți pe strada respectivă, sau 7 proprietăți, dar din case, locuiți, 7 proprietari. Nu,
Da. Mai sunt în discuție, da, la vă rog frumos. Cred că orice inițiativă care pune în valoare tradițiile de rupt ale orașului nostru, care din punctul de vedere este foarte bogat, este binevenită. Deci trebuie să explorăm și să exploatăm aceste tradiții. Chiar pe cadrul comisiei noastre s-a discutat despre o problemă mai tehnică, adică de a mări intravilanul chiar cu această stradă care e destul de scurtă și o putem mări cu atât cât putem până la limita aeroportului Silvic, când se va face planul urbanistic general, să mărim pentru a pune în valoare zona, care e o zonă foarte frumoasă și chiar de viitor, tocmai în sensul de a putea explora și exploata aceste tradiții de ruptă în zona aia și în zona Coșna, în zona Nordului, suntem fericiți din punctul ăsta de vedere. Deci, eu înțeles pe care o susțin și eu și că cred că e binevenită. Mulțumesc! Mulțumesc și noi, dacă mai spune. Eu mai vreau să fac o precizare. Această lungime de stradă, care ea pornește de la intersecția cu drumul național și pare, să zicem, punctul cel mai important, schitul, Ieftinii cel Mare, de sus de la lățime, deci pe lungime de 2 km și ceva, de fapt noi acum o denumim și o, exact pe suprafața care este înscrisă în patrimoniul orașului, adică primii, nu știu, 50-70 de metri. Pentru că de acolo încolo, acea stradă este un drum care a fost făcut de drum de exploatare a resurselor de petrol cu suprapunerea Rom Silva, cu suprapunere pe niște terenuri private, care acum ele se află în diverse faze de contestații sau de primire, de sfârgubiri, pentru că s-au urcat cu acel drum, pentru că e un drum sinuos, un drum care urcă în rampă, și noi denumim doar prima parte, urmând ca după reglementarea situației cu patrimoniul, cine a făcut, pentru că acolo era acel departament al întreprinderii de petrol care se ocupa cu investițiile în crearea de drumuri și căi de acces. Și încă suntem într-un o procedură de identificare și de intabulare după ce obținem acordurile tuturor acestor instituții. Rom Silva, nici mai știu acum care, că s-au tot rupt, s-au tot transferat. Dacă va trece proiectul... Nu, mai denumim suprafața pe care o avem în proprietate, după care... 50 de metri. 50 nu știu câte metri. După care... 50 de metri, deci nu știu să faci. Vă vreau chiar și 20 de metri și tot bine. Dacă din șosea... Dacă din șosea... Dacă din șosea și de efect. Crează efect. Adică aici vrem să plecăm cu... știința aceasta, că nu are o denumire până la capăt. Ea blochează că drumul este. Da. Pentru că ea oricum de acolo continuă, ca și drum, de la schid, tot urcă și într-un final face o legătură cu zona de drumurile pe partea dinspre, nu, spre Zănic. Și cu acces spre Cireșoaia. Da, sunt acele trasee, acele drumuri. Da, mulțumim, dacă mai este puțin, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Nu. O să și mă gândesc dacă ajungeți. Mulțumim frumos. Punctul 10. Întrebări intercalate cu răspunsuri. Vă rog frumos. Cetățenii. Dacă cineva din invitație vrea să ia cuvântul, vă rog. Da, dacă putem la diverse să... Vă rog. Având în vedere că inițial am venit pentru punctul 8 care a fost retras, am rămas pentru punctul diverse. Vă rog. Am fost și anul trecut în această sală.
În primul rând, mă numesc Lunar Ionuț, sunt din blocul C5, dânsii sunt vecinii mei, o parte din vecinii mei. Inițial am venit pentru punctul 8, în care era în discuție o concesionare a unei suprafețe de teren limitrof de blocul nostru. Și suntem o serie de vecini care ne opunem pentru aprobarea acestei concesiuni. Motivația a fost transmisă prin e-mail și semnăturile vecinilor care probabil ați discutat în comisie, dacă a fost discutat și punctul 8. Motivațiile sunt scrise acolo, îi las pe vecinii mei să mai spună ceva, dacă mai au ceva de spus. Mulțumim! Vă rog frumos, dacă mai e cineva. Da, mulțumesc. Tot un reprezentant al blocului C5. Motivele pentru care nu suntem de acord cu concesionarea acelui teren ar fi îngrădirea accesului la mentenanța utilităților din bloc și a fațadelor blocului într-o eventuală situație. Avem periodic probleme la instalația de apă și canal al blocului. Trebuie să intervenim cu vitanjă, dar avem nevoie de acces la gura de canal al blocului. Și multe altele. Suprafața acolo nu mai avem unde ne parcăm mașinile. S-ar putea în viitor să facem o parcare pentru mașini, parcăm mașinile pe trotuare. Mulțumim frumos! Cu respect doresc să salut toți membrii Consiliului Local. Mă numesc Păcurii Giuliana. Dețin și un apartament în blocul C5, în strada Costache Negri. Și așa cum vedeți, am venit alături de câțiva din vecini. Dar aș vrea să expun mai pe larg o problemă cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului. Stau de vreo 26 de ani în blocul ăla. Acolo socul meu are de când în proprietate, de când a fost dat în folosință blocul. Ne-am confruntat cu nenumărate probleme în cei 26 de ani, cel puțin de când locuiesc eu acolo. Am făcut nenumărate solicitări din aici, la reprezentanții orașului, crezând că voi putea găsi sprijin și eu și ceilalți locatari. N-am găsit, ba mai mult decât atât, mi-a fost întărită ideea că suntem proprietari și trebuie să ne descurcăm singuri. Lucru pe care l-am și făcut de altfel. Așa cum mă vedeți, eu în Opel Corsa am creat tuburi de canalizare ca să le fac subsolul blocului. Eu. Am creat muncitori, am dus, am remediat situațiile care au fost acolo de nenumărate ori, am adus vitajă pentru a scoate apa de la subsolul blocului. Dacă s-ar... Bun. Deci suntem proprietari. Așa mi s-a spus, suntem proprietari. Dacă suntem proprietari, cred că avem și noi dreptul să ne spună părerea legată de această eventuală extindere a apartamentului. Înțeleg că este vorba de 47 de metri pătrați, o suprafață care sumează chiar mai mult decât suprafața apartamentului pe care îl deține proprietatea domnul Cristea. Cu toată stima pentru vecinul nostru, cred că s-ar putea găsi o soluție care ar putea ușura și să ne cumva lipsească de tot deranjul acesta din jurul blocului privind construirea unei noi clădiri. Practic, este un apartament gol, vecin, apartamentul 1, vecin cu domnul Cristea, la parter acolo, care nu a fost cumpărat de fostul chiriaș, Hasan Cristian, care este decedat. Poate se găsește o formulă prin care să-i atribuiți domnului Cristea acel apartament, să-și extindă arhiva sau ce scopuri are dânsul, asta nu e treaba noastră, dar chiar ne-am bucurat, pentru că și așa, foarte mulți ani, acel apartament a fost lăsat în paracel. Ăsta este adevărul. Și avându-l în administrare dânsul, este posibil ca el să capete o față omenească, formală și să nu mai fie probleme acolo. Nici legate de scurgeri la subsol, nici alte probleme. La blocul nostru sunt, deci este bloc strict pentru locuințe. Nu a fost prevăzut cu spații comerciale. Trei apartamente de la parterul clădirii au fost dramatic modificate și în cazul unui seism, eu nu știu cum o să fac blocul ăsta, un seism serios, având în vedere că subsolul este permanent plin cu apă și dejeții.
Vă încercați și dumneavoastră să chipzuiți problema aceasta, gândindu-vă la faptul că acel loc pentru noi este numit acasă. Deci este locul în care ne ducem zi de zi, locul în care noi stăm, în care locuim. Nu e un loc în care ne ducem doar să avem un program de la 8 la 4 sau ce program ar fi având restul. Și vă spun sincer, când am primit solicitare pentru semnături să se facă farmacie jos, era la modă pe vremea aceea să se facă cărcium și bar. Când am auzit că se va face o farmacie, am fost foarte bucuroasă, în sfârșit un lucru bun și am semnat. Dar nu vreau să vă spun că avarul prin care am trecut atunci, cu copil foarte mic, de un an și ceva, lăsând deoparte zgomotul, deranjul care a fost permanent și foarte mult timp, crăpăturile care au fost în tot apartamentul meu și pe care nu mi le-a suportat reparațiile vecinul care și-a făcut acolo afacerea pe care o are. Dar am fost bucuroasă că se face farmacie, în schimb. Eu sunt doctor, iar pe de aici de la Măguna. Nu, ce scuze. Da, mai doriți, spune. Da, voi și completarea pe care aș fi vrut să o aduc și de care trebuie să țineți neapărat seama, domnul Cristian, cu tot respectul pentru dânsul, nu avem nimic împotriva dânsului, sub nicio formă, sub niciun aspect, n-a venit să vorbească cu niciunul din vecini. Într-adevăr, a fost o discuție la un moment dat, cu ceva timp în urmă, și spunea că aș vrea, dori să-și facă un soi de copertină, nu știu ce, acolo lângă bloc, dar nici într-un caz că își va face o construcție mai mare decât suprafața apartamentului pe care îl dețin. Și semnături să aibă 10, eu nu știu de unde, pentru că noi avem 13 semnături ale locatarilor care nu doresc această construcție și poate am avea mai multe, dar restul locatarilor sunt plecați din țară. Deci nu locuiesc efectiv acum în apartament. Lângă mine, la etajul 1, este o garsonieră în care nu locuiește nimeni de ani și ani de zile. În cealaltă parte, în dreapta, este un apartament, la fel, nu locuiește nimeni. Și am înțeles că, nu știu, prin metode neortodoxe, fostul proprietar a fost izbonit pur și simplu de acolo. Că nu știu ce om în zilele noastre care are puțină inimă, ar lăsa pe cineva pe drumuri. Dar asta e altă discuție. Acum apartamentul acela s-a vândut, e un alt proprietar, nu stă nimeni acolo. Deci sunt și apartamente goale în plin. Eu nu știu cum a ajuns la numărul de 10 semnători în vecinul nostru, pentru că noi toți și putem veni toți data viitoare, când veți supune spre discuție acest subiect, să vă convingeți că, de fapt, nu dorește nimeni din bloc să se facă această construcție. Și să țineți cont de faptul că acolo pentru noi e acasă. Deci noi nu plecăm după program undeva și nu ne pasă ce se întâmplă în urmă. Mulțumesc. Din punct de vedere arhitectural, deci clădirile astea au fost create de era comunistă bănuiesc, au fost construite de geniu, un apendice creat așa pentru un motiv sau altul mi se pare și noi am avut solicitări legate de parcare, de loc de joacă, să se extindă, deci cele două despre care vă spun. N-am primit sprijin spunând că nu se poate renunța la spațiu verde. Atunci măcar să păstrăm spațiu verde, dacă nu putem nici parcare, nici loc de joacă pentru copii. Doamne iartă-mă, de câte ori a venit Vidal Jaia, care știe și noastră cam ce dimensiune are, chiar într-o viitoare gravă problemă, n-am mai avea pe unde să o duce. Și ăsta este un motiv. Mulțumesc. Domnul Cumană, da, dacă vreți și chiar apreciez faptul că dumneavoastră, în calitate de proprietar, ați venit pentru a analiza și a vă expune din punct de vedere pentru o dezbatere importantă, așa cum spuneți, că aceste spații sunt acasă și fiecare se preocupă pentru confortul său sau și pentru punerea în valoare a proprietății. Noi, o administrație locală, este să venim și să ne punem în sprijin atât locuitorilor cât și agenților economici în toate formele juridice. Inițiativa acestui proiect de hotărâre s-a făcut ca urmare a unei solicitări a unui agent economic, proprietar pe un spațiu de jos. În documentația a
anexată, fiind niște acorduri ale unor proprietari și pe bază notarială și pe bază de semnătură, luate la un moment dat, oferite tot de către proprietari din acel spațiu. Noi discutăm de o concesiune pe domeniul public. Nu aveam nicio treabă cu proprietatea și cu tot ce înseamnă reglementările de acces sau neacces la utilitățile spațiului respectiv. Faptul că a apărut această dezbatere, tocmai de aceea am și oprit continuarea acestui demers pentru a reglementa situația. Dacă ați observat, și vreau să fac o precizare, astăzi, chiar astăzi, la punctul 4 pe ordinea de zi, am văzut că am avut niște elemente de modificare a inventarului domeniului public. Un inventar care s-a făcut în anul 1999 cu niște echipamente de măsurare la vremea respectivă. Acum, atâta timp cât se fac cadastre și se fac tot felul de măsurători cu echipamente și cu înregistrat la acea instituție la, de cadastru. Și dacă ați văzut la poziția 17 și poziția 25, chiar acum am intabulat, adică am, prin această hotărâre modificăm hotărârea din 1999 și reglementăm situația juridică a terenurilor din jurul blocurilor C. Avem aici teren blocuri C suprafață de 1200 de metri pătrați în loc cu ce avem aici, anul 1982, mai avem încă o valoare teren în platformă betonată pentru parcarea auto situată între blocurile C3, C6, C7 din strada Celegri. Deci noi acum am definitivat măsurătorile topometrice, înregistrăm în cadastru valorile exacte, pentru că întreaga zonă de acolo, vorbesc de parcul, așa cum îl denumim Daniela Caurea, cel din față, între trotuarul principal și acea zonă de delimitare, e acolo acel zid de sprijin, acolo va intra un proiect de reabilitare finanțat prin programul PNRD cu finanțare europeană și acolo se va transforma într-un viitor nu foarte îndepărtat, într-un parc modern cu sistem de iluminat arhitectural, cu stâlpi dotați cu echipamente de tehnologie de iluminat, radio și wireless cu acces la internet, camere video și tot ce înseamnă celulate. De asemenea, bănci inteligente, pregătim acel program, suntem cu el admiși pe lista sinteză și pe lista de finanțare, este rolul administrației locale din anii precedenți și a adoptării din către Consiliul Local la vremea respectivă, când am depus acel proiect, l-am câștigat și atunci, într-un timp relativ scurt și certitudine, că acolo întreaga zonă va fi modernizată. Este adevărat că incintele blocurilor sunt insuficiente acum pentru locurile de parcare. Fiecare din proprietar are una sau mai multe mașini. La momentul când ele au fost construite, nu erau atâtea mașini în localitate și acum suntem în procedura de a identifica orice teren din domeniul public care poate fi transformat în parcare. Dar știm cu toții că trebuie să le pliem pe o legislație și legislația românească transpusă din legislația europeană, în condiții foarte, foarte stricte, acceptă ca anumiți metri pătrați de spațiu verde să fie transformat în spațiu de parcare sau alt spațiu cu altă destinație. Vom încerca să mărim la maximum suprafața de parcare dintre primul bloc și al doilea, deci undeva în laterala Florăniei Gardenia. Acolo se poate mai mult, dincolo de blocul la care dumneavoastră face de credit și care sunteți proprietari, suprafața este mai mică, că sunt și niște alei acolo. Și este adevărat, acum ceea ce spun și lasă în decursul timpului, după Revoluție, la partea unor blocuri au apărut diverse construcții. Pe legislația de la acel moment. De aceea, cu maximă responsabilitate și noi, executivul, analizăm solicitările fiecăruia și venim cu propunere legale în Consiliul Local. Mulțumesc frumos că astăzi ați venit și sper ca împreună și cu, printr-o comunicare eficientă dumneavoastră proprietarii să hotărâți ceea ce veți face cu proprietatea. Și cu partea de subsol și cu partea de condominii. Pentru că, vedeți, noastră fiecare în proprietate și-a făcut și face investiții permanente, partea de condominii e un pic lăsată pe planul 2. Mulțumesc!
Eu personal nu pot decât să vă mulțumesc pentru intențiile viitoare pe care le aveți legate de vecinătatea blocului nostru. Vă apreciez toate demersurile și realizările făcute până în prezent în oraș, în decursul mandatului dumneavoastră. Și sperăm că veți lua act de rugămintea voastră, care este chiar una întemeiată, și mai ales că domnul n-a discutat cu noi și nu are semnăturile a 10 locatari, așa cum au fost prezentate aici în Consiliul Local. Deci asta este cel mai important fapt. Deci rugămintea noastră asta ar fi să țineți cont de faptul că locul are nenumărate probleme și că noi, locatarii, nu dorim niciun fel de construcție acolo. Vă mulțumim că ne-ați acceptat prezența alături de dumneavoastră și vă dorim mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Mulțumim că ați venit. Dacă la punctul 10 mai sunt discuții, dacă nu... Aș vrea să-l întreb pe domnul primar, de ce s-a anulat procedura pentru modernizarea infrastructurii rutiere în orașul Târgu Ocna? N-am înțeles ce... La care faceți? La reabilitarea străzilor. La reabilitarea străzilor nu se lucrează. Nu, cele, nu pe valorificare turistică. Este o procedură aflată într-un proces, într-o discuție cu un organism care face verificări la ceea ce privește licitații. Am înțeles. Am văzut că s-a alocat o sumă colosală pentru reabilitarea căminului din Vâlcele, 99.000 de euro. Nu sunt prea mulți bani, stau și întreb. Nu zic că nu ar trebui să fie reabilitat, Doamne ferește. Dacă acolo există o cerere și o ofertă și este pe platforma specializată de achiziții, este lansată o ofertă și o cerere, ea este analizată de către departamentele abilitate și hotărăște dacă valorile sunt sustenabile sau nu sunt. Este nu putem aici. Da, sunteți permanent într-o goană de capital în care totul este mult, fără a avea nicio explicație. Da. Orașul Târgu Ocna chiar avea nevoie pentru reabilitarea termosistemică a cabinetelor medicale, da. 70.000 de euro. Da. Da. În timp ce lăsăm piața, și cum îi spune, monumentele istorice nereabilitate. Domnul consilier, eu vreau să vă spun că oportunitatea derulării unor investiții previne prin atribut, prin lege, administrației locale executive, respectiv primarului. Dumneavoastră analizați și sunteți pus să analizați ceea ce noi am propus sau dacă dumneavoastră aveți anumite propuneri. Nu faceți dumneavoastră acum analize între una și cealaltă. Eu cred că această clădire că a venit în ceea ce privește. Eu cred că anul 2024, clădirea, singura clădire unde se desfășoară activitatea medicală de specialitate cu medici de familie, cu cabinete de specialitate, cea de după ce medicii au investit în interiorul ei sume colosale și a venit și autoritatea locală, este normal ca să fie reabilitată și pe exterior. Am înțeles. Punct. Deci despre reabilitare, despre locurile de parcare, ce puteți să ne spuneți? Nu suntem aici într-un dialog, amândoi. Nu vă întreb. Locurile de parcare interesează pe toată lumea, inclusiv și pe mine. Vă întreb și eu acum, dacă tot sunteți specializat dumneavoastră, vă rog să prezentați aici și publicul care s-a aflat în sală și nou executivul și consilierul local. Cunoașteți foarte bine investiția în creșa de la Dofteana. Dezvoltați un pic, pentru că ați făcut o mare dezbatere în mediul virtual cu creșa de la Dofteana versus creșa de la Dofteana și vă rog să prezentați aici. Cetățenilor că nu ați vrut să arătați materiale în ceea ce privește valorificarea turistică, dovadă că aveți ceva de ascuns. Da? Nu ați arătat consilierilor, și nu ați vrut să arătați un grafic de lucrări. Da? Suntem în întârziere, deși pe data de 31 decembrie proiectul cu valorificare turistică trebuia închis. Și să mergem cu domnul Benea și cu dumneavoastră și cu cine mai vreți noastră, pe pista de biciclete, să fie gata. Asta trebuia, pe 31 decembrie. Deci așa se scrie în contract. De asta nici nu ați vrut să mi-l arătați, domnul primar. De asta nici nu ați vrut să mi-l arătați, pentru că aveți ceva de ascuns. Că dacă nu aveți ceva de ascuns, mi-l arătați.
campanie. Da, sigur, fac campanie. Dar nu face și campanie, face ședința de sigur, nu vă interesează, mergeți pe pista de biciclete pe 31 decembrie. Vă interesează că lucrurile sunt proaste. Nu vă interesează. Vă interesează că oamenii au trebuit să ridice porțile pentru că au fost făcute cum nu trebuie. Vă interesează cum vă interesează sau vă interesează, domnul consilier? Da, pe mine mă interesează. Domnul consilier, eu v-am pus o întrebare, așa cum îmi puneți dumneavoastră întrebări și n-ați pus o răspundere. Haideți să mergem la alături. Nu să mergem. Dezvoltați aici dumneavoastră problematica Creșei de la Dofteana versus Creșa de la Târgoviște. Haideți să o lămurim aici, în confort. Păi lămuriți-o dumneavoastră. De ce au stagnat lucrările la Creșe? Domnul consilier. De ce au stagnat lucrările la Creșe? Domnul consilier, eu v-am întrebat. Pentru că sunt voci în orașul Târgoviște că nu ați plătit. Că ce? Că nu ați plătit. Cine v-a spus vocea asta? Deci, cine mi-a spus? Da, ați plătit sau ați plătit? Vedeți? De ce nu arătați un grafic de lucrări transparent? Să știe toată lumea. Așa cum scrie acolo, va fi gata pe data de. Va fi gata pe data de când vor fi alocate resursele bugetare pentru a fi finalizată acea investiție. Eu v-am rugat respectuos păi să prezentați ceea ce ați bugetare, vedeți pe ce se cheltuie banii, resursele bugetare, se da? Se dezvoltă o investiție într-o localitate vecină versus o investiție din resursele bugetare sunt cum doriți dumneavoastră la buzunarul dumneavoastră, așa, fără să întrebați cum deci, cum considerați dumneavoastră pentru că sunteți un donator de credite, faceți ce vreți cu banii, cam asta e. Da? Nu faceți locuri de parcare pentru că nu vă interesează. Să dați un răspuns nouă executiv. Domnilor consilieri, colegii dumneavoastră. Așa cum îmi dați și dumneavoastră răspuns, așa vă dau și eu. Haideți să mergem, să vedem, să întrebăm primarul de la Dofteana. Dar nu trebuie să explicați, dați dumneavoastră să spună întreagă dezbatere pe Facebook. Da? Și vă deranjează. Nu mă deranjează. Nu, eu discut pe Facebook, ci discut aici în confort decizional. Prezentat acum dumneavoastră, care sunt alternativele și care este diferența între o investiție într-o localitate vecină de tip creșă, pe care dumneavoastră o ridicați în slăb, și investiția de la Târgoviște. Vă rog să prezentați, nu asta a scris-o. Ia, spuneți acolo ce a scris. Da, de ce să vă spun? Așa că vedem. Haideți să vedeți. Să vedeți o creșă făcută de la zero. Când mințiți, da? Acolo sau aici? Nu mint niciodată, domnul. Dumneavoastră că am mințit. Haideți, da? Că dumneavoastră le cam. Evitați răspunsul. Da? Acum trei ședințe ați făcut, ați felicitat pe domnul primar pentru investiția de la domnul Adulceni. Astăzi, da. Deja sunteți... Da. Eu nu da. Dacă vă faceți o casă care costă în realitate, dacă vă faceți o casă care costă în realitate 100 de mii de euro și dați 500 de mii de euro, din banii cetățenilor, oricine poate să fie dar, domnul Spătiner. Din respect pentru colegi, faceți populism dumneavoastră, nu se mai cheamă activitate consilieră. Sunt mulți bani care se sifonează în orașul Târgoviște, domnul consilier. Veniți cu dovezi și o să dovedeți, domnul consilier. Da? Veniți cu soluții, cu dovezi. Știți în locul cui ați venit consilier și știți de ce? Vă aduceți aminte? Nu vă aduceți aminte. Cum e altceva? Pentru incompatibilitate, pentru nerespectarea legii, domnul consilier. Bine, și eu am greșit. Nu aveți, nu aveți și nimic. Deci, nu suntem, nu suntem sfinți, nu, nici poveste. Nici poveste, nu mă deranjează. Bine că se primenește. Bine că se primenește, consilierul. Nu pot pentru participare. Păi dar nu mi-ați dat, că mi-ați dat și scoate. Ați ai zis. Deci eu sunt bun, da? Nu-mi place. Campania electorală pare promițătoare. Vă dorim succes! Nu vă mai spuneți ce zic. Dezbateți aici. Declară ședința.